Bună ziua, iată, suntem tot la Stupina, lucrăm, toată ziua lucrăm. Foarte tare curios. Eu parcă uitasem în toamnă cu ce albine am intrat la iernat, adică a trecut prea mult timp de când le-am pus la iernat și chiar nu-mi vedeam seama câtă albină e prin stup. Mi era frică să fac un pronostic și am avut și surprize foarte plăcute. Dar pentru curiozitatea mea și a voastră, aici avem colonia pe oran. Și suntem la 24 februarie, dacă a ajuns aici și cu cât albina a ajuns, sperăm să fie bine. Și la el am aplicat aceeași metodă de a pune folia peste izolație. Prezența condensului e un semn bun, adică e albină. Chiar e-s curios, fiindcă am venit și la ea să-i dau hrană proteică și să văd ce îi fac lui ca să evolueze. Am două metode. Am metoda aceasta cu foliile, ca să ținem căldura. Trebuie să ținem cont la bine de încă un lucru. Odată cu începerea turației, au nevoie de oxigen. Oxigen, adică aer. Și de căldură, dar ai nevoie și să respiri, adică degeaba stai într-o cameră unde nu ai aer, dar ai o căldură, da? Îți trebuie oxigen. Iată turta care le-am dat-o, au halit-o. Acum văd că albina este întinsă pe toată rama. Ia să vedem. Deci a supraviețuit. E un lucru bun. Acum ar urma să vedem cum se va dezvolta. Iată, e un zumzet nebunesc aici. Au nebunuit albinițele, adică bucurie maximă. O să scoatem diafragma asta pentru lucrarea care o voi face. Iată, vedeți aici ce de albinuți. Și pe ramă este, nu deranjez că are un puiet frumos compact. Ce voi face eu de data aceasta? Chiar dacă voi folosi acea folie pentru hrănire, o voi lăsa pe ea să decide când va trece pe următoarea ramă, da? Încă e singur. Nu, acum să-i pun o ramă lângă ar fi prea devreme. Dacă se stea pe o ramă, e deja prea mult. Și atunci vin eu cu două găuri aici în polistirenul ăsta, nu mari, nu foarte mari. Fac așa, iată o gaură așa mai micuță, cred că-i ajunge, pun la loc, cred că-i ajunge acea gaură. Și acum dintre ramele acestea voi căuta una cu
mâncare, dar să aibă un pic mai multă, ia să vedem aici ce. Asta e coară. Asta e mai bun. Bine, am în altă parte și rame care sunt mai bogate, da? Bun. Și asta ramă o băgăm aici. Acolo am dat gaură. Eu sunt mai specializat în întreținerea coloniilor foarte mici. De vreo 2 ani am trecut și eu la colonii mai mari. Iar această ramă o băgăm aici între două foi de polistire. Așa, iar acum putem să venim cu acea folie, așa cum am făcut asta pe ziua la majoritatea. Durează un secundă până îmi recuperez. Venim cu această folie și cuprindem toate ramele de aici, frumos. Iar aici îi punem și lui o turtă. Punem o bucățică de turtă, am văzut care e capacitatea lui de a mânca. O să aduc aici turta, îmi recuperez. Deci am pus cam 200 de grame, asta vine aici ca să aveți în cadru. Și acum o să-i dăm și din turte din asta protei. O să descopere ea și acea ramă și capacitatea ei de a se hrăni de acolo. Și când o să văd că s-a umplut rama aia, o să vin cu ea în cuib, iar în cuib lângă rama cealaltă mai vine o ramă cu mâncare. Mâncare, rama asta și continuăm cu camera respectivă. Nu ne grăbim, ea este o colonie care a supraviețuit unui ger de minus 16-18 grade, a supraviețuit pe o ramă, fără prea multe probleme, adică nicio problemă din partea mea, nu cred că a avut vreo problemă, din câte văd, puietul e frumos, compact. Majoritatea măcilor care le dispun eu sunt, zic eu că am respectat niște norme pentru a le avea în calitate foarte bună are a măcilor. Nu sunt producător de măci, dar pentru mine așa a fost ceva extraordinar să le obțin. Așa. Aici mai aduc un pic de energetică, ea este obișnuită cu turta energetică. Are nevoie și de glucide, e energie. De ce se numește turta energetică oare? Oare de ce se numește turta energetică? Pus undeva. Am pus undeva un instrument de al meu, dacă l-am găsit. Aia vreau să vă spun, oare de ce se numește turtă energetică? Este partea care îi dă albinei energie. Îi trebuie energie să pureze,
să zboare. Și ca să zboare, să știți că trebuie energie. Zborul ăsta care îl vedeți frumos afară nu este gratuit. Se consumă energie. Albina pleacă și la cules, cu miere din stup. Acum, fiecare om înțelege într-un fel, eu înțeleg așa cum am înțeles eu, dar știu că și ca să mergi la muncă, dimineața înainte să pleci, trebuie să mănânci. Bun. Am dat și curta. Asta ia să urmea o bucățică pe undeva. Dar mai aveam aici o bucățică mică. Hai să urmăm și pe asta. Așa. Bun. 10. Vedem cum evoluează. Având o mască tânără, îmi place foarte mult cum ouă. Depus foarte frumos puiet. Are pe mijlocul ramei cam 50 de celule căpăcite și bănuiesc că roata are și larvar. Așa. Îl împachetăm frumos la loc și Doamne ajută. Așa. Iată, așa îngrijim această colonie pe o ramă. Bine. O să ne ocupăm și de tratament, o să ne ocupăm și de hrănire. Așa, punem și aici. Cu această pânză acoperă ramele de rezervă. Avem aici ramii de rezervă, n-au pățit nimic, deocamdată eu sper să nu pătească nimic. Adică să mucegăiască sau am riscat un pic ținându-le în stup, dar n-am avut de ales. Bun. Și cam asta e tot. A supraviețuit și e la minus 16 grade. Aici afară, în bătaia gerului. Bun, adică să prindeți curaj, că acum să nu credeți că dacă cumpărați o familie de albine, să o țineți în casă, Doamne ferul. Bun. Acum, cam atâta. Mergem mai departe. Dacă mai apare ceva, mai filmăm. Până data viitoare, numai bine.